Bine v-am găsit, dragi români, oriunde v-ați afla. În această seară vă prezentăm în premieră episodul cu numărul 23 al emisiunii Țepar din Diaspora, cu un caz de fraudă, mai exact o strângere de fonduri pe Facebook, prin care s-a încasat în mod ilegal suma de 10.988 de euro în decembrie 2018 și o altă sumă de bani în iunie 2018 printr-o altă strângere de fonduri, suma pe care nu vi-o putem comunica pentru că nu mai este publică. Ambele strângeri de fonduri au fost organizate pentru un tratament de cancer de col în favoarea lui Tunaru Athena, chiar de către fostul soț al acestuia, care se numește Sorin Vasile Havei, folosindu-se de un document de la Spitalul Elias din București, care datează din anul 2014, din verificările noastre. Această operație de cancer pentru care cei doi excroci au cerut acești bani pe Facebook, prin intermediul celor două strângeri de fonduri, Tunaru Athena a făcut-o deja în anul 2014 și a fost o operație reușită, boală care de atunci nu a mai recidivat până în prezent ca să necesite o altă operație și nici nu a făcut vreo altă operație în toți acești ani din 2014 și până în prezent. Tocmai de aceea nici nu au afișat data acestui document postat pe Facebook pentru ca să nu creeze suspiciuni celor care urmau să doneze. Deci, acești bani au fost încasați ilegal în mod premeditat de către Tunaru Athena și Sorin Vasile Havei pentru cu totul și cu totul altceva, dar nu pentru operații de cancer, pentru care au donat aproape 1.000 de români în cele două strângeri de fonduri. În cea de-a doua strângere de fonduri, în care s-a încasat suma de 10.988 de euro, Sorin Vasile Havei a specificat în postarea respectivă că acești bani sunt destinați pentru o operație de cancer de col în Austria în favoarea lui Tunaru Athena și că au nevoie de suma de bani de 15.000 de euro, iar ei, în loc să afișeze dovada medicală de la spitalul din Viena, unde specifică și suma respectivă, ei au afișat o fișă medicală veche, fără dată, care datează din anul 2014. Inițial, cei doi țepari ceruseră o sumă de bani pentru o operație de cancer de col în UK, dar nestrângându-se întreaga sumă, după spusele lor, au organizat o altă strângere de fonduri pentru operația din Viena, care ar fi costat 15.000 de euro și pentru care s-au strâns 10.988 de euro. Sorin Vasile Havei a mai specificat în aceeași postare că Tunaru Athena a făcut 3 operații de col, dar din verificările noastre nu rezultă decât o singură operație, cea din Spitalul Elias, realizată în anul 2014. Atunci ne întrebăm retoric dacă Athena Tunaru a mai făcut încă 2 operații recente de cancer, așa cum ei susțin, pe lângă prima operație de la Spitalul Elias atunci, de ce s-a folosit în strângerile de fonduri pentru a obține bani ilegal din donații de o fișă medicală veche tocmai din anul 2014. De asemenea, ne întrebăm tot retoric de ce în cele două strângeri de fonduri nu au afișat și documente prin care rezultă măcar una din cele două operații de col recente la care făceau referire și folosesc aceeași fișă medicală veche din anul 2014. De ce, după ce au încasat banii din cele două strângeri de fonduri din anul 2018, nu au postat cu dovezi, desigur, ceea ce au făcut cu acești bani pe care oamenii de bună credință i-au donat pentru operație de cancer de col? Vă vom arăta în câteva minute dovezile acestei fraude online, chiar de la Spitalul Elias din București, exact unde Tunaru Athena a făcut acea fișă medicală veche, unde s-a și operat în anul 2014 de cancer de col. Așa cum doctorii de la Spitalul Elias din București ne-au confirmat faptul că o persoană care a făcut operația de cancer de col, iar boala nu a mai recidivat atâția ani, acea persoană se consideră a fi vindecată oncologic, iar în cazul lui Tunaru Athena nu au mai apărut recidive după ce a fost operată acum 5 ani, lucru confirmat chiar de către doctorul care a operat-o și care are dosarul ei medical. Dacă nici în persoanele care au avut sau au cancer nu ne mai putem încrede în mediul online, atunci în cine să ne mai încredem și pentru cine să mai donăm bani? Toate cele 1.000 de persoane care au donat pentru așa zisa operație de cancer de col ar trebui să afle adevărul despre acești excroci, Tunaru Athena și fostul ei soț, Sorin Vasile Havei, care se folosesc de o fișă medicală veche de 5 ani ca să înșele lumea. Văzând că e o afacere profitabilă și că banii se pot face ușor prin intermediul acestor strângeri de fonduri, fiul acestor doi excroși, care se numește Silviu Cristian Buta, a organizat și el la rândul ei o strângere de fonduri în data de 13 octombrie 2019 pentru Crăciunul Copiilor cu Autism
dar fără a specifica care sunt aceste case la care vor ajunge acești bani din donații. Evident, și acesta este pe cale să înșele oamenii de bună credință care doresc să doneze pentru copiii cu autism, iar intenția sa este clară. Toți acești bani care se vor încasa până în decembrie 2019 vor avea aceeași destinație ca și în cazul părinților săi, pentru că țeparul dorește să-i folosească în scop personal și nici de cum pentru copiii cu autism. Dacă țeparul ar fi fost de bună credință și o persoană corectă, trebuia să specifice concret încă de la început pentru cine sunt banii și pentru ce cere aceste donații, locația exactă unde vor ajunge acești bani, ca cineva să poată verifica. Toate aceste trei strângeri de fonduri ilegale au fost descoperite de către Diaspora Online TV în urma unor investigații din Londra care vizează în mod direct pe tunarul Athena și fiul ei Silviu Cristian Buta, care deține firma de recrutare Seal All Services Limited. Din declarațiile mai multor persoane care au fost înșelate de către tunarul Athena și fiul ei, persoane care au lucrat în Londra, se pare că aceasta fumează foarte mult și bea foarte multe cafele zilnic. Ne-au spus că nu pare să aibă vreo problemă de sănătate vizibilă și nici că s-ar fi plâns aceasta că o doare ceva. Deci nici pe departe nu este ceea ce descriau ei în strângerile de fonduri pentru operația de cancer. Aceste două persoane, prin intermediul firmei de recrutare Seal All Services Limited, deținută de către Silviu Cristian Buta, dar administrată din umbră de mama sa, tunarul Athena, au înșelat împreună, în mod premeditat și în formă continuată, sute de români din Londra care au lucrat în curățenie în căminele studențești, sclavindu-i câte 12-14 ore pe zi, 7 zile din 7, de multe ori fără pauza de masă și fără ca ei să îi plătească. Dovezile și tot ceea ce au declarat persoanele țepuite le puteți găsi în emisiunile de pe pagina Diaspora Online TV, unde vor urma și alte persoane păgubite să apară în următoarele emisiuni, tot pentru aceste fapte de sclavie și înșelăciune a celor doi țepari în serie. Echipa Diaspora Online TV a contactat-o pe tunarul Athena pentru un punct de vedere, dar aceasta nu a răspuns la telefon pentru că este la curent cu investigația noastră în legătură cu cazurile de sclavie și înșelăciune din Londra, în care este implicată împreună cu fiul său, după ce au păcălit sute de români care au muncit pentru ei și nu le-au mai plătit salariile. Acesta este țeparul Silviu Cristian Buta, în vârstă de 27 de ani din București, rezident în Londra, care a dat țepe pe bandă rulant în mod premeditat la foarte mulți români în domeniul curățeniei, în căminele studențești din Londra. Aceasta este țepara tunarul Athena, în vârstă de 44 de ani, mama țeparului Silviu, care îl susține și îl ajută pe fiul ei în faptele de înșelăciune pe care le fac împreună. Acesta este Sorin Vasile Havei, fostul soț al lui tunarul Athena, împreună cu fiul lor, țeparul Silviu Cristian Buta. Sorin Vasile Havei este cel care a organizat cele două strângeri de fonduri ilegale pe Facebook pentru operația de cancer de col al lui tunarul Athena. Acum vă prezentăm a doua strângere de fonduri ilegală, finalizată în decembrie 2018 pentru donații în favoarea lui tunarul Athena, organizată de către fostul soț, din care s-au încasat 10.988 de euro.
Aceasta este prima strângere de fonduri din vara anului 2018 cu donații în favoarea lui Tunaru Atena, organizată tot de către fostul ei soț. Nu cunoaștem suma de bani încasată de către această familie pentru că totul a fost șters de pe Facebook în legătură cu această donație. Aceasta este fișa medicală folosită în 2018, care s-a folosit pentru cele două strângeri de fonduri ilegale, fișe care de fapt datează din anul 2014. Toți acești bani care s-au încasat ilegal din donații, 10.998 de euro, au fost pentru o operație de cancer de col care de fapt a fost făcută în anul 2014, iar de atunci boala nu a recidivat și nicio altă operație nu s-a mai făcut. Acum vă prezentăm strângerea de fonduri începută de către țeparul Silviu Cristian Buta în data de 13 octombrie 2019 pentru Crăciunul copiilor cu autism, fără a menționa numele caselor de copii care vor primi acești bani. Acestea sunt cele 5 conturi de Facebook ale țeparului Silviu Cristian Buta, iar unele dintre ele sunt cu nume fals și sunt folosite atunci când vrea să-și ascundă identitatea. Acesta este contul țeparei Tunaru Atena și a fostului ei soț Sorin Vasile Havei, care s-a ocupat de cele două strângeri de fonduri ilegale, iar aceștia nu sunt nici măcar prieteni pe Facebook, chiar dacă au colaborat recent în ceea ce privește donațiile. Acestea sunt conversațiile dintre echipa Diaspora Online TV și Spitalul Elias din București, unde Tunaru Atena a fost operată de cancer în anul 2014. Alo, bună ziua, mă numesc Claudiu, aș putea vorbi cu domnul doctor? Vă rog. Da, sunteți? Da. Da, vreau să vă sun din Londra, vreau să vă întreb ceva cu un document care circulă în mediul online pentru niște donații care s-au făcut anul trecut și acest document este semnat de dumneavoastră și vreau să verific dacă este real, practic. Spune. Da, persoana se cheamă Tunaru Atena. Tunaru. Da, Tunaru Atena. Este un buletin histopatologic numărul 294 da. 372 412 da. Iar aici mai este un număr, scrie F-O mare, 37568. Nu știu unde se face. Da, problema în felul următor, deci ce m-a sunat pe felul este foaia de observație. Da. Verific după foaia de observație, să zicem, da? Da. Pot să verific. Dar numărul acesta este probabil 2, 4, 6, 8, 9, probabil că e cel mai pe o doamne, că altfel nu se explică ce. Că noi nu avem numere de genul ăsta, noi nu avem, dacă e de anul acesta sau de anul trecut. Păi nu scrie nici data, asta este suspect. Practic nu există o dată, nu există absolut nimica. Deci poate fi un document de acum 10 ani, poate fi un document de acum jumătate de an. Nu specifică data. Tocmai de asta am sunat ca să verificăm. Da, da, e ciudat, pentru că noi nu dăm numere de genul. Noi avem un număr, de exemplu, dacă era din anul trecut, trebuie să fie 18 și numărul la mine, numărul la felul respectiv. Da. Nu avem așa un număr, probabil că e ceva adăugat sau ce. Dar... Și Grigoraș Claudiu mă numesc. Vă las și numărul de telefon dacă vreți și... Nu, rog, da. Da, vă dau cu tot prefix, da? 0044 da. 75 da. 83 da. 13 Și n-ați lucrat la ceva abilitat care se ocupă de treaba? Nu, deci facem practic o emisiune, avem o televiziune online în diaspora și una dintre emisiuni se cheamă Țepar în diaspora și investigăm acest caz de înșelăciune în care este implicată această doamnă pentru locuri de muncă, recrutări locuri de muncă și în investigația noastră am descoperit și acest document și aceste donații. S-au făcut două donații anul trecut pe baza acestui document semnat de dumneavoastră. Într-una dintre donații nu știu câți bani a primit, pentru că
că nu a fost ștearsă, dar în cealaltă, în decembrie 2018, a încasat aproape 11.000 de euro pe baza acestui document. Da, eu ce pot să fac? Să intru în sistemul spitalului, să văd dacă doamna figurează într-adevăr la noi ca pacientă și cu ce, dacă figurează, ce s-a făcut, adică probabil s-a făcut o... Nu? Dacă vreți, vă trimiți pe WhatsApp fotografia, dacă îmi dați un număr de celular, ca să o vedeți direct. Da. Bun, eu nu am nimic împotrivă să vă dau numărul meu public, dar v-am spus, eu vreau să verific dacă doamna într-adevăr a fost operată la noi. Da, dacă da. A fost operată, da. Eu vă pot, da, pot. Am dat numărul meu de telefon, deci, și m-am legătura în, da, mâine, eventual, ca să am eu timp să intru. Da. Poate să fie real, nu știu, noi doar vrem să verificăm, pentru că nu scrie nici data, mi s-a părut suspect. Și văzând că da. Cu ce se ocupă această persoană, da, de asta. Spuneți, vă rog. Da, nicio problemă. 074. 07. În două minute vă trimit pe WhatsApp acest document ca să-l vedeți și în față. Știți că vi l-am spus telefonul, dar poate vreți să-l vedeți și în față, da? Da. Și dacă puteți, spuneți-mă. Eu, acum e sfârșitul programului și nu cred că mai găsesc pe cineva la sistemul informatic, dar mâine vă promit că eu mă uit. Adică eu încerc acum, 10 minute, când mai e programul, să văd da. Doamna există și dacă reușesc, dacă reușesc să... Da, e cam scurt timpul, vă dați seama, pe mine. Da. Vă trimit imediat acest document, da? Și dacă aveți noutăți, vă rog să reveniți la numărul ăsta, da? Vă rog. Vă mulțumesc. O zi bună, sănătate. Mai la revedere. Acesta a fost episodul cu numărul 23 al emisiunii Țepar din Diaspora, unde personajul negativ a fost Tunaro Atena, care a organizat în anul 2018, împreună cu fostul ei soț, două strângeri de fonduri ilegale, bani care ar fi trebuit să fie destinați pentru o operație de cancer de col, dar din păcate banii s-au folosit în alte scopuri personale și nici de cum pentru ceea ce țeparii au cerut. Persoanele țepuite din această emisiune sunt cei 1000 de oameni care au donat pentru Tunaro Atena, crezând că fac un bine acestei excroace. Menționăm încă o dată faptul că suntem la curent doar cu suma încasată din una din cele două strângeri de fonduri, care se ridică la 10.988 de euro, dar din păcate pentru cealaltă strângere de fonduri organizată de cei doi țepari în cauză, nu mai avem acces ca să vă putem comunica câți bani a încasat din donații această familie. De asemenea, în cazul în care ați fost înșelați de către una din cele patru firme pe care vi le-am prezentat în introducerea acestei emisiuni, chiar dacă au sau nu legătură cu cei doi țepari în cauză, ne puteți contacta cu încredere pe pagina noastră Diaspora Online TV. Deci, practic, avem de-a face cu o familie întreagă de țepari, mamă, tată și fiu, care se susțin și se ajută reciproc pentru a aduce la bun sfârșit faptele de sclavie și înșelăciune în care aceștia sunt implicați. Dacă după difuzarea acestei emisiuni, cei trei țepari, Tunaro Atena, Silviu Cristian Buta și Sorin Vasile Havei, vor dori să intervină și ne vor solicita un drept la replică în cadrul emisiunii Țepari din Diaspora, cu siguranță îl vor avea atât în acest caz, cât și în cele viitoare pe care vi le vom prezenta la Diaspora Online TV. Feriți-vă de ei, nu le mai donați bani și să mai lucrați prin intermediul firmei lor de recrutare sau oricare altă firmă subcontractoare care are legătură cu ei. Dacă aveți suspiciuni în legătură cu alte cazuri de strângeri de fonduri și donații pe Facebook, indiferent cine le organizează, indiferent pentru cine și pentru ce, ne puteți contacta și vom verifica pentru dumneavoastră dacă sunt cazuri reale sau dacă sunt excroci ca și în acest caz. Nu îi subestimați pe țepari, ei sunt inventivi și de fiecare dată se gândesc cum să facă o nouă înșelăciune. Țeparii nu trebuie să fie lăsați așa, nu trebuie să fie ignorați și nu trebuie să vă consolați cu faptul că dacă ați luat țeapă și nu mai aveți ce face, dacă banii ați pierdut, nu îi mai puteți recupera. Țeparii trebuie să fie mediatizați cât mai mult, trebuie să fie reclamați la poliție, pentru că altfel ei vor continua să dea țepe și la alte persoane care muncesc din greu pentru familiile lor. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, dați like pe pagina noastră de Facebook Diaspora Online TV ca să fiți la zi cu toate emisiunile pe care le pregătim pentru voi în viitor. Vă dorim o seară cât mai bună!